Da, sunt, bună seara, sunt foarte bucuros pentru că am reușit să înscriu două goluri, mai ales pentru că am și câștigat astăzi și în special pentru că am rămas dator față de fani și în primul față de noi după meciul cu Argeș. Asta vreau să te întreb, ce s-a schimbat față de săptămâna trecută? Da, n-am fost bine prima etapă, ne-am uitat la meci, l-am analizat și astăzi am făcut ceea ce am vrut și la Argeș și atât, am reușit să câștigăm cu 2-0. Perioada de transferuri încă nu e gata. Te gândești la, nu știu, plecare, un transfer? Da, știu că nu este gata. Nu pot să mă gândesc la un transfer. Cât a început campionatul, mă gândesc doar la UTA. Să-i ajut să câștigăm, să urcăm în clasament, să înscriu goluri și ce va fi, vom vedea. Ce de la UTA cer 1.700.000 pe tine. După seara asta, crezi că a mai crescut prețul? Nu știu, nu mă bag, nu vreau să mă autoevoluez. Ei știu, ei cer. N-am ce să zic mai mult. Ce urmează pentru voi? Unde se simte așa, nu știu, miros de play-off poate sau e prea devreme? Este și prea devreme, dar noi asta ne dorim. Asta este obiectivul nostru. Acum ne gândim doar la meciul cu Voluntari și sperăm și acolo să luăm cele 3 puncte. Mersi. Trecere.